cât și despre problemele cu care se confruntă locuitorii din Răcari. Încep prin a mă prezenta. Numele meu este Popa Geta Valentina, am 33 de ani și sunt din Săviești. Sunt cadru didactic, mai exact profesor de limba și literatura română. În momentul de față, sunt consilier parlamentar la cabinetul senatorial al domnului Adrian Țuțuianu, un adevărat lider, de la care am avut și voi avea multe de învățat. Am absolvit Facultatea de Științe Umaniste în cadrul Universității Palatia din Bărbăriște. Cei prezenți astăzi aici mă cunoașteți, însă, așa cum a spus și domnul senator într-o conferință de presă anterioară, vin în fața dumneavoastră, acum, într-o altă postură, aceea de candidat la funcția de primar al orașului Răcari. Din partea Partidului Pro-România, evident. Am luat această decizie deoarece sunt convinsă că localitatea noastră poate fi transformată într-un oraș în adevăratul sens al cuvântului și nu doar prin prisma unor taxe și impozite considerabile. Lista noastră de priorități cuprinde aspecte de maximă importanță. Extinderea rețelei de apă, rețea de canalizare, stația de epurare, amenajarea centrului civic al localității, modernizând zona centrală, parcurile, școlile, anveloparea blocurilor, înființarea centrului cultural Răcari, prin modernizarea și extinderea postului cinematograf, asfaltarea străzilor, șanțuri dalate, podii și piste de biciclete în zone unde este posibil acest lucru. Pro-România va asfalta toate străzile care necesită acest lucru, nu doar pe cele unde locuiesc angajații primăriei, medicul de familie sau consilierii locali ai partidului aflat la putere. Astfel de strategii politice nu mai reușesc să-i păcălească pe oamenii care s-au săturat ca administrația locală să-și vadă doar propriile interese în detrimentul beneficiului cetățenilor. Alt aspect pe care îl avem pe lista noastră de priorități. Punerea în valoare a moștenirii culturale istorice, mai exact a domeniului Ghica din Ghergani, și introducerea acestuia în circuitul de turism cultural național. Bază sportivă, modernă, centru complex de sănătate publică, dispensare, iluminat public modern, dezvoltarea unei baze de agrement, transport public, școlar, digitalizarea administrației și a educației. Și aici fac o paranteză. În ceea ce privește învățământul în perioada pandemiei, la nivelul așa zisului oraș Răcari, vreau să vă aduc în atenție faptul că există familii care nu au avut posibilitatea să le ofere copiilor mijloacele necesare, astfel încât aceștia să participe la cursurile online. Conducerea primăriei ar fi trebuit să se preocupe mai mult de acest aspect, în niciun caz să neglijeze așa cum s-a întâmplat. Există din ce în ce mai des tendința de mutare la țară, la case. Și aici Pro-România va avea în vedere atragerea de noi investitori și crearea locurilor de muncă. Știm cu toții că Răcari se află pe drumul național 71 la doar 39 de kilometri de București. Asta nu face decât să constituie un avantaj pentru noi. Identificarea de soluții pentru acordarea de teren tinerilor în vederea construcției de locuințe. Demersuri ANL pentru construcția de locuințe pentru tineri și pentru cei de etnie rom. În altă ordine de idei. În ultima perioadă am fost zilnic pe teren printre oameni. M-au cutremurat cuvintele unui pătrânel care, cu lacrimi în ochi, îmi spunea că în zadar așteaptă să-și vadă nepotul. Nu toți au mașini personale pentru a putea parcurge o distanță de 8, 9 sau 10 km pentru a veni să-și viziteze rudele îmbătrânite de vreme. I-am spus persoanei în cauză că știu ce sacrificiu presupune acest lucru, având în vedere că și eu, în perioada când eram elev a liceului teoretic Ion Ghica din Răcari, mergeam zilnic 3 ore pe jos pentru a putea participa la cursuri. Nu aș putea fi nepăsătoare în fața unor probleme de acest gen. Și în momentul în care domnul senator Adrian Țuțuianu va reveni la conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, suntem convinși de acest lucru, vom avea tot sprijinul necesar pentru a soluționa și această problemă legată de transportul public. Am omis să vă spun că sunt zodia Capricorn. Și acest fapt mă caracterizează ca fiind o fire ambițioasă și o luptătoare. Tocmai de aceea le promit cetățenilor din Răcari că voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca Răcari să devină acel oraș modern pe care cu toții ne dorim. Voi fi alături de ei de fiecare dată când îmi vor solicita ajutorul și nu numai. Îi asigur de tot sprijinul și respectul meu pentru că suntem pro-România și ținem doar cu România și cu ajutorul bunului Dumnezeu vom face astfel încât să fie mai bine pentru Răcari.